Internațional joi, 14 aprilie 2022, ora 11:49 de minute. Hotnews.ro. Unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Vladimir Putin a avertizat joi NATO că, dacă Suedia și Finlanda se vor alătura alianței militare conduse de SUA, atunci Rusia va trebui să-și consolideze apărarea în regiune, inclusiv prin desfășurarea de arme nucleare, transmite Kaliningrad Google Maps. Finlanda, care are o graniță comună de 1300 de kilometri cu Rusia, dar și Suedia se gândesc dacă să se alăture sau nu alianței NATO. Finlanda va lua o decizie în următoarele săptămâni, a spus miercuri premierul Sanna Marin. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că în cazul în care Suedia și Finlanda aderă la NATO, atunci Rusia va trebui să-și consolideze forțele terestre, navale și aeriene din Marea Baltică pentru a restabili echilibrul militar. De asemenea, Medvedev a evocat în mod explicit amenințarea nucleară, afirmând că nu se mai poate vorbi de o Baltică fără arme nucleare, unde Rusia are exclava Kaliningrad, înghesuită între Polonia și Lituania. Nu se mai poate vorbi despre un statut de zonă fără arme nucleare pentru Baltică. Echilibrul trebuie restabilit, a declarat Medvedev, fost președinte în perioada 2008-2012. Până astăzi, Rusia nu a luat astfel de măsuri și nici nu avea de gând să o facă. Dacă ne forțează mâna ei, bine, luați aminte că nu noi am fost cei care am propus acest lucru, a adăugat el. Amenințarea Rusiei de a-și spori efectivele militare în regiunea Baltică, inclusiv cele nucleare, nu este ceva nou, a replicat joi premierul Lituaniei, Ingrida Simonite. Faptul că Rusia amenință nu este nimic nou. Kaliningrad este o zonă foarte militarizată, este așa de mulți ani și se află în regiunea Baltică, a declarat ea presei.